Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom avea etalarea cea mai votată de voi și anume dacă vede un viitor alături de voi. Vom avea două variante. Varianta numărul 1 va fi acest pachet, iar varianta numărul 2 va fi acesta. Am să vă las câteva momente să decideți și am să vă transmit din nou că puteți apela la o etalare personală cu mine și veți găsi toate detaliile în descriere. Oferă atât etalări de câte o oră, cât și etalări pe un număr strict de întrebări. Deci dacă aveți doar o întrebare sau două, este ok, am o variantă și pentru voi. Cu câte o întrebare sau câte două întrebări, în funcție de cum are nevoie fiecare. Bun. Voi începe cu varianta 1. În primul și în primul rând, aici cred că este vorba de o pauză sau o separare. Bun. După cum ziceam mai devreme, aici, în primul rând, cred că este vorba de o separare. O separare care, pentru unii dintre voi, este undeva. Pentru majoritatea, trebuie să fi fost minim de 13 luni, dar există și câteva persoane foarte puține la care această separarea a fost de 5 săptămâni, 5 luni, ceva cu 5. Bun, probabil pe o dată de 5, ceva de acest gen, dar minim 13 luni pentru majoritatea dintre voi a trecut în legătură cu această separare și nu mai știți ce să credeți, nu mai știți dacă să așteptați această persoană sau nu. De obicei, 5-ul de pentagrame este reprezentat printr-un cuplu care merge prin frig. Și se vede o fereastră de la o biserică. Ei bine, aici nu avem o astfel de imagine, ci mai degrabă avem o femeie care stă și privește în urmă. Voi încă repuneți în mintea voastră tot felul de situații ce s-au întâmplat între voi în perioada despărțirii. Nu cred că este vorba doar de despărțirea efectivă, ci cred că voi încă vă gândiți la momentele de dinaintea separării, încercând să înțelegeți și să puneți cap la cap anumite lucruri pentru care voi încă nu ați primit acea claritate. Însă este inutil să faceți asta. Persoana va reveni în viața voastră și persoana vă va spune ce s-a întâmplat între voi. Încă va mai fi o dinamică destul de dură, în sensul în care voi încă veți avea nu numai discuții, dar veți avea și diferite circunstanțe care vă împiedică să reveniți în acest moment împreună, chiar dacă persoana vă contactează. Și da, aici văd o contactare destul de curând, mai ales pentru cei care fie sunt semne de foc, fie au de-a face cu o persoană care s-ar putea să fie născut fie în Fecioară, fie în Scorpion. Chiar dacă aici n-am cărți pentru fecioară, pentru unii dintre voi este într-adevăr vorba de fecioară și acesta este un mesaj pe care l-am preluat. Pentru alții poate să fie vorba de o altă zodie de foc ca și voi sau persoana de apă. Dar nu știu de ce aici și fecioara mi este foarte predominantă, chiar dacă nu am în cărți. Bun. Ideea este că persoana voastră vă va contacta, dar nu va fi contactul pe care voi îl sperați. Va aduce o claritate în viața voastră în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, dar nu este suficient față de ceea ce vă doriți voi cu această persoană. Ideea este că voi va trebui să alegeți dacă veți lua acest nou început și chiar dacă nu corespunde așteptărilor dumneavoastră, veți vedea și veți lua lucrurile foarte încet. Să vedeți cum stau lucrurile și cum pot evolua pe mai departe sau mergeți înainte
fără această persoană. Alegerea oricum va depinde de voi. Voi sunteți persoanele care veți zice da sau nu până la urmă aici. Persoana cu siguranță va reveni, doar că persoana vrea să fie cu voi în condițiile în care aceasta obține relația așa cum își dorește. Atenție, pentru că persoana asta are o mare dorință de control. Această persoană vrea să știe tot ce faceți, cu cine sunteți, cu cine vorbiți. Poate să fie restrictivă inclusiv la prietenele voastre, poate să fie destul de restrictivă în legătură cu persoanele cu care păstrați legătura, și nu mă refer la persoane de sex masculin, persoane care, cu care, de exemplu, puteți avea doar o legătură prin locul de muncă sau ceva pe parte de beneficiu comun. Atenție, pentru că aici persoana aceasta va căuta foarte mult să vă îngrădească din libertatea pe care o aveți acum, dar depinde doar de voi dacă vreți să acceptați acest lucru sau nu. Pentru voi care vă regăsiți cu o astfel de persoană care vrea foarte mult să vă schimbe, să vă îngrădească din libertatea voastră sau, și tinde să vă compare cu alte persoane, va fi nevoie ca voi să fiți stăpâne pe voi sau stăpâni pe voi și să puneți un stop acestui tip de comportament pe care îl are față de dumneavoastră și să inițiați voi un nou început pentru voi. Dar persoana asta oricum va rămâne în viața voastră doar atâta timp cât lucrurile ies pe plac și dacă nu veți fi voi, va fi altcineva. Dar asta nu este ceva care să vă pună neapărat pe gânduri în sensul că ar trebui să cedați, ci din contră voi ar trebui să luptați mai mult pentru voi înșivă. Această persoană are puternic rol karmic pentru voi și pur și simplu nu puteți ieși din acest ciclu karmic până ce voi nu luați decizia de a rămâne în această relație doar dacă vă acceptă această persoană așa cum sunteți, fără să încerce să schimbe nimic după cum vede în stânga și în dreapta la alte persoane. Dar sensul de identitate pentru voi este foarte important și trebuie să-l respectați în această situație. Nu trebuie să renunțați la el pentru nimic în lume. Aici, dacă într-adevăr vreți să păstrați persoana cu orice preț, n-aveți decât, dar nu vă duce la împlinire. Pe cont propriu, oricum eu aici v-aș spune, nu că... Deci... Să ne înțelegem. Voi aveți un potențial foarte mare de a obține tot ceea ce vă doriți cu steaua fiind chiar aici. Doar că asta înseamnă că trebuie întâi să începeți ceea ce vă doriți, nu să lăsați lucrurile să fie judecate de oricine și să fiți blocați din a începe ceea ce vă doriți voi să faceți. Dacă știți că aveți un domeniu cu care persoana voastră nu este de acord sau persoana voastră este de părere că ar trebui să stați acasă, să gătiți, să aveți grijă de copii și chestii de acest gen, riscați să pierdeți o mare oportunitate în viața voastră, pentru că domeniul pe care voi vi-l doriți în această perioadă sau ceea ce doriți voi să faceți, vă va aduce foarte multă independență, foarte multă împământare, foarte multă abundență în viața voastră, dar ține doar de voi dacă alegeți să începeți acest lucru sau nu, pentru că aici văd și persoane care nu vor renunța la acest vis, dar și persoane care vor renunța la acest vis de dragul persoanei. Pot să zic aici că persoanele care se țin de visul acesta lor și îl continuă vor ajunge la o stare financiară mult, mult mai bună decât al persoanei cu care veți fi și, de asemenea, persoana asta nu este că vă pierde din vizor, doar trebuie să învățați să impuneți limitele voastre. Și să înțelegeți că anumite lucruri vă fac bine și alte lucruri nu. Și persoane, normal. Bun, și vom trece la varianta numărul 2. Da. Invers.
Aici, sincer, aș zice că seamănă etalarea cu cea anterioară. Dacă voi ați ales și varianta 1 și varianta 2, problema nu este la persoană, cât este faptul că voi nu puteți alege între libertatea voastră și o relație. Da? Pentru că și aici văd o dinamică destul de toxică, numai că aici persoana cu care voi aveți de-a face, lângă faptul că vrea să aibă lucrurile așa cum își dorește, această persoană poate fi dependentă de substanțe sau de sex sau de aprobarea unor persoane din jurul său. Oricum, această persoană va trebui să aibă o trezire destul de puternică, dar această trezire va fi forțată de detașarea voastră de această persoană. Însă aici am senzația mai mult că voi ați ales să vă detașați de această persoană. Voi ați reușit să vă găsiți propria bucurie și propria bunăstare pe cont propriu. Voi sunteți foarte mult în contact cu propria inspirație. Unii dintre voi este posibil să fi devenit antreprenori între timp sau să fi început studiile într-un nou domeniu. Dar oricum voi ați avut un nou început de când v-ați îndepărtat de această persoană. Pe voi, sincer, nu vă văd cu această persoană, în sensul în care persoana voastră rămâne ancorată în propriile sale alegeri, rămâne ancorată în dependențele sale, va realiza ceea ce a pierdut cu siguranță, dar nu o văd să revină către voi, pentru că am 5 de cupe și apoi spânzuratul. Această persoană nu va veni către voi, nu va veni să aibă ceva mai serios cu voi. Această persoană pusă să aleagă între voi și ceea ce este toxic în viața sa, niciodată nu vă va alege pe voi. Aici, din păcate, trebuie să zic că este un nu categoric. Deci, persoana aici nu vede un viitor alături de voi, persoana vede la voi frumusețea pe care o aveți, îi place corpul vostru și această persoană preferă să aibă conexiune cu voi la nivel sexual, dar nu la nivel intim în sensul de comunicare. Nu e o persoană vulnerabilă. Persoana asta nu se lasă vulnerabilă în fața voastră, nu vine deschisă către voi, nu vine sinceră, nu vine cu intenții clare, nu va fi loială față de voi. Atenție că aici mai pot interveni din când în când anumite minciuni, dar această persoană niciodată nu va renunța la acest stil de viață pentru voi. Voi aveți abilitatea de a manifesta foarte multe lucruri în viața voastră și foarte benefice, o parte din ele le-ați manifestat, doar că voi ați rămas foarte ancorați fix pe persoana aceasta care nu vrea să se trezească la realitate sub nicio formă. Chiar dacă realizează persoana asta ce a pierdut, nu e o trezire cât să facă această persoană să reintre în viața voastră definitiv, pentru că această persoană nu este menită să rămână în viața voastră definitiv. Cu cât mai repede voi reușiți să acceptați acest fapt în viața voastră, cu atât mai ușor reușiți să deschideți chakra inimii și cu atât mai ușor voi va fi să atrageți un nou partener care va fi deschis față de voi. S-ar putea ca voi să nu fi ieșit încă dintr-un ciclu karmic în care voi ați tot atras parteneri care nu sunt dispuși emoțional pentru voi. Poate să fie o situație în care voi, oricât de tare ați visa și v-ați dori să rămâneți cu această persoană, nu se poate întâmpla decât pe termen foarte scurt de timp în care această persoană vă va folosi și nimic mai mult. Persoana este foarte rece, foarte închisă, iar voi, pe măsură ce vă implicați în această situație, rămâneți și mai răniți, chakra inimii este și mai blocată și foarte multe probleme încep să apară de acolo. Atenție, pentru că voi, pe lângă chakra inimii, s-ar putea să aveți probleme și cu chakra sacrală și o să vă explic. În momentul în care noi avem parteneri, în special parteneri sexuali, energia lor rămâne cumva ancorată în chakra sacrală și dacă voi v-ați despărțit de o persoană și să zicem nu mai aveți treabă, nu mai vreți să auziți de ea, atâta timp cât nu faceți o curățare pe chakra sacrală, energia persoanei rămâne acolo și de acolo voi aveți tendința să căutați un partener care corespunde acelorași standarde. Toate energiile nevindecate ale fostului partener le veți regăsi în partenerul următor. Deci vă rog să nu neglijați partea cu chakra sacrală. Pentru a lucra cu chakra sacrală trebuie meditație, trebuie dans, trebuie să vă simțiți bine și să purtați sau să mâncați
alimente portocalii, să purtați haine portocalii, să vă simțiți bine, să puneți preț pe plăcerea voastră personală și să nu cedați la nesfârșit puterea și creativitatea voastră pentru ceilalți. De asemenea, chakra sacrală este legată foarte mult de creativitate, deci în punctul în care chakra sacrală este foarte blocată, voi puteți sesiza că, deși înainte probabil ați fost persoane foarte creative, brusc, creativitatea voastră parcă s-a blocat. Pur și simplu asta se întâmplă în momentul în care sunt probleme cu chakra sacrală și este foarte important să lucrați cu aceasta. O mare problemă pe care voi va trebui să o rezolvați va fi și aceea de a accepta să primiți, pentru că voi nu știți să primiți. Voi tot timpul încercați să turnați, dar turnați dintr-o cupă goală. Voi sunteți secați, voi vă simțiți fără energie, fără speranțe, fără dorințe foarte puternice. Trăiți așa că sunteți, că pur și simplu încă mai trăiți, dar nu vă văd să vă bucurați de viață, sincer. Aici sunteți persoane care aveți senzația că ați rămas blocați într-o buclă și nu vedeți ieșirea. Ieșirea o veți regăsi doar în momentul în care voi puneți preț pe ceea ce vă place vouă, faceți ceea ce vă place, vă simțiți bine în momentul prezent. Până nu faceți aceste lucruri să vă simțiți bine, voi rămâneți ancorați în această buclă. Va fi nevoie de multă muncă din partea voastră pentru a reuși să ieșiți din acest ciclu karmic, dar nu, cu siguranță nu veți reuși dacă nu faceți nimic în legătură cu asta. Va trebui pur și simplu să vă îndepărtați de această persoană și asta e asta. Deci nu am ce să vă zic aici, nu am de ce să vă dau speranțe, nu am de ce să vă zic că da, persoana este cum trebuie și va reveni către voi și va fi așa cum vă doriți voi, pentru că aici nu va fi voi. Până nu plecați din viața acestei persoane definitiv și vă retrageți energia, cu siguranță aici rămâne doar energie investită și voi rămâneți în același ciclu karmic din care nu reușiți să găsiți o ieșire. Pur și simplu, voi încercați să, zicem, să cunoașteți alte persoane sau să fiți în relații, dar chiar dacă nu simțiți asta, nu vă ajută prea mult. Vă ancorați și mai tare în blocaje și nu văd să fie o ieșire până ce voi nu alegeți în mod conștient să vă detașați de tot și să rămâneți o perioadă pe cont propriu pentru a vă sorta toate gândurile, sentimentele și pentru a avea grijă de voi. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!